Dragilor, am revenit alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea pentru a vorbi despre un subiect frumos, semnificația apostului de data aceasta din perspectiva tradiției spirituale, tradiției islamice, pornind de la o altă prezentare de carte. Este vorba despre Misticii Islamului, de Reinald Nicholson, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, a editurii Herald, în traducerea doamnei Iustina Coșocaru. Ce este de fapt Ramadanul? Ce este de fapt postul în tradiția islamică? Și dacă are o perioadă de început, să spunem, o perioadă care nu este fixă, dacă diferă cu o zi în plus sau în minus această zi și de ce se întâmplă toate lucrurile astea, făcând cumva și o analogie, să spunem, o legătură cu semnificația postului în tradiția creștin-ortodoxă, pentru că în funcție de calendar, aceste zile de început sau de sfârșit ale postului diferă. Da. Cred că este important să spunem că odată cu cartea lui Nicholson, Europa află, mediul cultural și spiritual european, află lucruri noi, aș spune eu, despre tradiția islamică. De ce? Pentru că această carte, Misticii Islamului, pune în evidență, în mod evident, pentru prima dată, aspectele ezoterice ale islamului, realitatea lui profundă. Este o carte de început din punctul ăsta de vedere și este importantă, așa cum am spus și cu altă ocazie, pentru că a deschis o nouă cale pentru înțelegerea corectă a tradiției islamice. Postul musulman, postul în tradiție islamică, este considerat și el sigur o cale a practicii spirituale extrem de importantă. Și asta pentru că, pe de o parte, în Coran, în textul sacru al tradiției islamice, avem prescripții foarte stricte, foarte exacte, foarte riguroase cu privire la Islam. Este vorba de cea de-a doua surată, în general pentru postul din luna Ramadan, cea de-a noua lună a anului islamic, a calendarului islamic, și în versetele 185, 186 și 187, ni se prezintă fundamentul, legitimitatea și, până la urmă, necesitatea acestui post de 30 de zile. Toată luna Ramadan, prin urmare, cea de-a noua lună a anului islamic, este consacrată postului. Este considerat Ramadanul ca o sărbătoare a Coranului. De ce? Pentru că o să vedem imediat că sunt anumite date în această lună de post care au o importanță capitală pentru tradiția islamică. Și anume, în a doua, în ultima decadă a lunii, avem o sărbătoare foarte, foarte importantă și anume Noaptea Destinului, Laylat al-Qadr, care este stabilită, este calculată până la urmă, într-una din zilele fără soț, impare, ori pe 21, ori pe 23, 25, 27 sau 29 al lunii Ramadan. De ce? Pentru că acest Lailat al-Qadr sau noaptea în care a fost noaptea destinului, momentul în care a avut loc revelația Islamului, în care profetul Muhammad a primit în muntele Hira, a primit Coranul sau sinteza de cuvinte, suma cuvintelor divine. Acest eveniment s-a petrecut în luna august anului 610, în calendarul creștin, după calendarul creștin 610. S-a
Să facem poate de la început această precizare. Calendarul creștin este un calendar solar. Calendarul islamic este un calendar lunar. Fiind un calendar lunar care ține cont de evoluția și de toată, mă rog, de mișcarea lunii și fazele lunii și așa mai departe, el este mai scurt cu 11 zile și jumătate față de calendarul solar. Prin urmare, așa cum se stabilește luna de Ramadan, Ramadanul, postul de Ramadan, postul lunii Ramadan, începe odată cu observarea de către minimum 2 credincioși a lunii noi. Ăsta este momentul de debut a lunii Ramadan. Ori luna nouă apare la 28 de zile, nu apare la 30 de zile. De aici sunt niște diferențe, vedeți? 28 sau 29 de zile. De aici provine această diferență de 11 zile și jumătate. Este mai scurt, prin urmare, nu? Are 350 de zile, 355 de zile, nu 365 de zile, 354 de zile. Prin urmare, în textul sacru și în tradiția sacră, adică în Coran, în Coran și în Suna, postul de Ramadan are loc între cele două faze ale lunii noi. Prima dată când se observă luna nouă și după 28-29 de zile când se observă din nou luna nouă. Noi știm că luna este lună nouă, adică este până la urmă așa numitul croasant, luna, nu? Așa zisă luna seceră, nu? După aceea devine lună plină și din nou ultima fază a lunii, sunt cele patru faze ale lunii, nu? Bun. Acum, observarea lunii pune și niște probleme, pentru că, vedeți, e adevărat că Ramadanul începe calendaristic așa luate lucrurile, ele sunt stabilite dinainte, că nu este o succesiune a lunilor, a zilelor și atunci, dar musulmanii țin foarte mult ca să păstreze tradiția sacră și anume cineva să observe cu adevărat luna nouă. Din cauza aceasta se vor găsi diferențe între diferitele zone ale globului în care unii, de exemplu, încep mai devreme sau, dacă vreți, mai târziu cu o zi Ramadan. Problema, sigur, se pune în felul următor. Este mai important ca să respecti prescripția sacră decât o hârtie pe care noi am antecalculat-o. Nu? Ești mai, ca să spun așa, mai aproape de sensul real și sigur, sfânt al lunii Ramadan. Postul din luna Ramadan are o, și postul în general islamic are o anumită structură, ca să spun așa. Este vorba de abținerea de la introducerea oricărui aliment, oricărui element în corp, între rugăciunea, prima rugăciune de dimineață, care se face cam cu o oră înainte de răsăritul soarelui, și până la apusul soarelui, momentul apusului soarelui, când are loc cea de-a patra rugăciune a zilei. Sunt cele cinci rugăciuni zilnice, nu, care constituie structura devoțională fundamentală a tradiției islamice. Postul, numit Siam sau Saum, face parte din cele cinci obligații sau cei cinci piloni fundamentale a islamului, așa numit arcana din sau elementele credinței, elementele fundamentale ale credinței. Prima este mărturisirea de credință, crezul, ceea ce cunoaștem în creștinism că se numește crez, nu? Și care în islam este formulat foarte succint, nu este atât de dezvoltat cum este în creștinism, și anume este mărturisirea credinței în unul singur Dumnezeu, exceptând orice ți s-ar părea ție ca și credincios că se aseamănă cu el, și afirmarea că profetul Muhammad este trimisul lui Dumnezeu. Aceasta se numește shahada sau mărturisirea de credință. Mai pe scurt,
cum sună la ilah ilallah Muhammad Rasulullah. Al doilea, a doua obligație este cea a rugăciunii. Rugăciunea, sunt cele cinci rugăciuni ale zilei, sau așa numit salat. Ele sunt calculate în funcție de poziția soarelui, pentru că ele sunt, până la urmă, calculate în așa fel încât prima rugăciune și ultima rugăciune să fie oficiate în afara prezenței soarelui pe cer. Deci în perioada de, ca să spunem așa, de lipsă de lumină. Și ele sunt, cum spuneam, prima rugăciune este cea dinainte cu o oră aproximativ de răsăritul soarelui, iar ultima rugăciune din zi este după rugăciunea de apusului soarelui, la o distanță iarăși de vreo oră, o oră jumate. Repet, ele sunt calculate și în general musulmanii, cel puțin cei din zilele noastre, au deja la dispoziție tabelele exacte cu tabelul cu orele de rugăciune, nu, care se stabilește, se calculează cu mare grijă în funcție de foarte multe elemente. Nu e cazul să insistăm acum. Prin urmare, spuneam că această abținere totală, inclusiv fumat, deci hrană, apă, inclusiv fumat, sunt în perioada aceasta de post, de prezența soarelui pe cer, sunt interzise și relațiile intime între soți. Deci este vorba de o anulare a oricărei acțiuni, al oricărui act care este străin de prescripția strict legată de comunicarea ta cu Dumnezeu. Deci orice este exclus. Despre asta este vorba. Acum, dintre obligațiile acestea fundamentale, noi am amintit primele două, nu? Și anume, mărturisirea de credință și rugăciunea. A treia obligație fundamentală, treilea pilon, este dania legală sau pomana. Da, ea este foarte bine gândită și foarte bine calculată. Este riguros calculată. Există o formulă de calcul chiar al acestei dani. Adică fiecare credincios trebuie să contribuie financiar sau prin bunuri, trebuie să contribuie la susținerea comunității islamice. Pentru că avem foarte multe situații, cum bine știm, din realitatea socială, de oameni lipsiți de mijloace, oameni care suferă de diferite boli, sunt nevoiași, sunt săraci, sunt oamenii defavorizați care intră în sarcina comunității să-i întrețină. Ori pentru asta toată lumea trebuie să contribuie la asta. Este o obligație fundamentală. Uitați, când se face una din sărbători, Kurban Bayram, de exemplu, când se sacrifică un animal, el se împarte în trei. Prima parte, imediat după sacrificiu, este dată sărmanilor, oamenilor nevoiași. Celelalte două, o singură parte își păstrează cel care a făcut sacrificiu. Dar prima grijă este aceasta. Mai mult decât asta, în Anatolia, de exemplu, se obișnuiește în sate, la țară, dar ceva mai izolat, am spune noi, de influențele citadine și ale civilizației. Prima grijă a comunității, prima grijă a satului este să pună la adăpost, la strângerea recoltei și asta, recolta și, mă rog, să asigure nevoile, satisfacerea nevoilor văduvelor, orfanilor, bătrânilor care nu pot să muncească și după aceea comunitatea se ocupă de ea, cei care sunt... Deci este un aspect foarte important, social și mai mult decât social. Chiar se spune, am să vă mai spun și încă un lucru, de exemplu, atunci când se dă danie, când se dă, nu zakatul, dania legală care se dă în mod organizat și ea se varsă prin imam, uneori prin cadiu. Dar fiecare din noi, nu, fiecare musulman, până la urmă, face acest gest pe care noi îl numim în creștinism a da de pomană.
unui sărac, unui nevoiaș, unui... Se spune că dacă dai de un dinar, ai dai pomană un dinar, tu n-ai voie să consumi în ziua respectivă mai mult de un dinar. Cât ai dat de pomană, atât trebuie și tu să consumi. De ce? Pentru că este egalul tău. Este om ca și tine și este creat de Dumnezeu, nu ca și tine. Are aceleași drepturi cu tine. Știți, pe mine mă întrebau elevii când eram în activitate, cum adică noi toți oamenii suntem egali? Și am spus să nu înțelegeți greșit. Noi toți oamenii suntem egali în fața lui Dumnezeu, pentru că în fața lui Dumnezeu suntem nimic. Și între nimicuri nu poți să faci o ierarhie. Și pentru asta suntem toți egali în fața lui Dumnezeu. Deci toți suntem. Dar asta se vede atunci când se face pelerinajul, de exemplu, la Mecca, stau alături președinți, stau sau califi, sau regi, sau emiri, alături de, nu știu, de măturător, dacă vreți. Deci acolo nu există ierarhie. În fața lui Dumnezeu nu există ierarhie lumească. Fiecare este cu funcția lui, dar în fața lui Dumnezeu, acolo răspundem toți în egală măsură. Nu sunt alții favorizați. Nu. O altă obligație, și acum intrăm la, într-o zonă mai specială, a patra obligație sau al patrulea pilon este cel al pelerinajului, al Ramadanului, al postului de Ramadan, Saum sau Siam. Și el, și al cincelea pilon, și anume pelerinajul la Mecca, al-Hajj, și ultimele două din cele cinci se stabilesc în funcție de starea credinciosului. Nu oricine poate să țină postul. Își poate pune sănătatea în pericol dacă este bolnav. Dacă este femeie și este într-o anume perioadă, are o anume perioadă în lună femeia. Ea trebuie menajată. Copilul mic, bătrânul bolnav. El nu poate să țină post, adică este până la urmă o slăbire a stării lui fizice, biologice, psihice până la urmă și îi pui în pericol celelalte acte de devoțiune dacă nu își poate păstra sănătatea. Deci această obligativitate are rațiuni foarte bine stabilite în detaliu pentru diferitele categorii de credincioși. Acum, se spune în general că postul este pentru Dumnezeu. Dacă rugăciunile le facem noi față de Dumnezeu, dacă celelalte obligații le avem în legătură cu Dumnezeu și ne aparțin, ca să spun așa, nouă, postul aparține numai lui Dumnezeu. În sensul că prin post noi mărturisim de fapt apartenența noastră inițială înainte de creație la tot posibilitatea divină. Ori din punctul acesta de vedere, noi trebuie să fim total inactivi față de lumea aceasta, față de creație. Și atunci ne mărturisim ce? Ne mărturisim poziția de servitor, de robi al lui Dumnezeu, așa cum în creștinism se folosește cuvântul rob al lui Dumnezeu, nu? Aici folosim și ori de rob al lui Dumnezeu, ori de servitor al lui Dumnezeu, care până la urmă este și calitatea cea mai importantă a omului. Ori față de stăpân îți manifesti, prin post îți manifesti, în primul rând, calitatea de servitor al lui și în al doilea rând că trebuie să duci această calitate servitorială până la calitatea ei maximă, adică servitutea maximă față de stăpân. Există o întrebare care apare în Coran, nu o singură dată, Dumnezeu întreabă oamenii, nu sunt eu Domnul vostru? Și îi spun, da, noi mărturisim că tu ești Domnul nostru. Această legătură directă este mult mai ușor de stabilit atunci când noi renunțăm în mare parte la viața noastră legată de lumea aceasta, și ne consacrăm prin actul postului, ne consacrăm numai lui Dumnezeu. Este o perioadă foarte bogată în ce? În retragere,
este, aduce toate darurile și binefacerile prin faptul că ne concentrăm pe textul sacru, am și spus la început că Ramadanul este o sărbătoare a Coranului. Pentru că până la urmă, spre sfârșitul Ramadanului, așa cum spuneam, avem o noapte specială care este mai bună decât 1000 de nopți, e cea mai bună dintre nopți atunci când s-a primit revelația, când profetul Muhammad în peștera din insula Hira, din muntele Hira, a primit de la Arhanghelul Gavril. Iată, o legătură interesantă și importantă cu creștinismul. Este o veste bună, e o bună vestire pe care o dă Gavrilului, profetului Muhammad, și pentru care eu am făcut în rațiunea acestui fapt, eu am făcut afirmația mai de mult, dacă vă aduceți aminte, că ceea ce îl apropie pe profetul Muhammad de Sfânta Fecioară este tocmai această funcțiune de a primi logosul divin. În corp îl primește. Prima surată a Coranului, prima parte a Coranului, care a apărut de la început, toată cu revelație, este cuprinsă în surata 96. Ordinea suratelor în Coran nu este cea a apariției sau a revelației din punct de vedere cronologic, apariției revelației. Coranul a fost constituit mai târziu, știți bine, sub unul din califii ortodoxi sau califatul Rashidun, ceva mai târziu. Ele au fost așezate, se spune, după mărime, în fine, sunt foarte multe rațiuni pentru care el arată astăzi în structura aceasta. Dar prima surată revelată a fost cea care astăzi o găsim în Coran la numărul 96, surata numărul 96, care se numește surata Al-Alaq. Alaq este ceea ce crește. Am asemăna-o, dacă vreți, cu maiaua sau cu drojdia, știți, pentru pâine. Pentru că acolo se spune că a fost creat omul și Dumnezeu l-a învățat cu calamul. Calamul divin fiind pana divină cu care este scris, sunt scrise cuvintele eterne, nu? Și transcendente, ca să zic așa, ale lui Dumnezeu. Întreaga revelație până la urmă, nu? Prin urmare, pentru asta este foarte importantă luna Ramadan, pentru faptul că ea conține această sărbătoare și mai mult decât atât, imediat surata următoare după surata 96, surata 97, care este numită Al-Qadr, surata Al-Qadr, adică chiar a destinului, surata destinului. Deci este zona, ca să spun așa, în care se împlinește ceea ce scrie în Coran la surata 2, de la versetul 185 până la versetul 187, când este prevăzut Coranul cu toate, ca să spun așa, detaliile fundamentale ale lui. Nu. Acum, spuneam că există o serie întreagă de, am zice noi, prescripții, nu le-am spune interdicții, vedeți? Atunci când spui interdicții, este ceva care ți se interzice, este ceva care este înlăturat printr-o constrângere. Ori aici este vorba de o apropiere față de Dumnezeu și de realitatea divină care trebuie să vină din aspirația ta către El. Ca un bun credincios, tu te îndrezi spre Domnul tău, spre stăpânul tău, cum este și firesc, nu? Spuneam că această abținere, cel puțin din punct de vedere alimentar, să spunem, care este aspectul cel mai vizibil, nu? Așa cum rugăciunile se fac cu mărturisirea sau cu rostirea intenției, rostirea clară a intenției, sunt foarte, cele mai multe fapte, să știți, sau acte de devoțiune, presupun o anunțare a intenției tale de a face ritualul respectiv, de a oficia acel ritual. Dacă nu faci, ea se numește Nia. Dacă nu faci această precizare, se spune că ritualul respectiv nu e valabil. Vedeți? Foarte multă fermitate și claritate. Așa se întâmplă și cu postul. Postul, după unele școli juridice, știți că sunt 4 școli juridice, așa cum am mai spus, așariții, malichiții și așa mai departe. Sunt 4 școli juridice, nu intrăm în detalii. Unele spun că trebuie făcută această intenție, trebuie rostită în fiecare
zi la începutul rugăciunilor, că se face, că ai intenția să ții postul, nu? Din ziua respectivă sau tot postul. Alții spun că dacă o spui în prima zi, el este valabil, intenția este valabilă pentru toată perioada postului. Postul se rupe cu foarte multă fermitate și claritate, se întrerupe seara exact înainte de rugăciunea de la Sfințit, de la Sfințitul Soarelui. Și această rupere a postului, cum se numește, în fine, în arabă este iftar, atunci se ia și masa, prima masă, nu înainte de a se face rugăciunea, bineînțeles, dar ea trebuie ruptă cu o rugăciune anume, cu o nume dua, care se face, nu, o rugăciune și prin care tu îl rogi pe Dumnezeu să-ți primească această zi de rugăciunea ta, de post și de rugăciune, nu? Și atunci ai voie, nu, să intri în regimul alimentar, să spunem, obișnuit și cu toate celelalte. Încetează această relaxare, dacă vreți, încetează dimineața cu ultima masă, masa de suhur, care este o masă pe care o credinciosul o servește înainte de rugăciunea de dimineață, rugăciunea care începe ciclul de cele 5 rugăciuni cotidiene. Toată această perioadă a nopții, care vedeți că și ea fluctuează, pentru că, de exemplu, dacă, gândiți-vă că vara, dacă pică postul de Ramadan în luna iulie, în luna august, gândiți-vă că rugăciunile, prima rugăciune și ultima rugăciune sunt foarte depărtate, la distanță maximă. Deci este ceva mai dificil de ținut postul. Spre deosebire de perioadele de iarnă, se mută, așa cum am explicat la început, pentru că el întotdeauna cade în anul următor, Ramadanul cade cam cu 10-11 zile mai devreme. Și în felul ăsta el tot se schimbă, an de an el tot se schimbă. În perioada de vară, perioada aceasta de relaxare în timpul nopții se reduce aproape la 3 ore jumate. În rest, este post. Iarna este mult mai ușor de rezistat la... Dar, sigur, nu ăsta este elementul cel mai important. Elementul cel mai important, chiar spun maeștrii spirituali, spun, dom'le, dacă ai început postul și vezi că în primele 3-4 zile totul merge foarte ușor, foarte firesc, nu simți nimic, asta trebuie să te pună pe gânduri. Trebuie să simți și fizic, trebuie să simți într-un fel că ceva se schimbă în jurul tău, că ceva în tine se schimbă, că ai o altă viziune și ești într-o altă conjunctură față de tot ceea ce te învață Dumnezeu, pentru că așa cum se spune tot în surata a doua, Dumnezeu va da credința pentru ca viața voastră să fie ușoară. Pentru ca drumul tău în lumea aceasta, călătoria ta în lumea aceasta să fie ușoară. Și aici poate că ar fi bine să amintim încă un lucru. Se spune la noi, la români, se spune că bărbatul e musafir în casă. Vă aduceți aminte. Musafirul înseamnă călător. Viața noastră toată e o călătorie. Și o călătorie într-un deșert. În deșertul lumii acesteia. De ce lumea aceasta e un deșert? Că poate pare paradoxal ceea ce spun. Pentru că ea este parturientă, e plină de forme, ori ea nu este partea esențială a ceea ce a creat Dumnezeu. Partea esențială a ceea ce a creat Dumnezeu este înăuntru nostru, acolo unde este prezența lui Dumnezeu. Mai spuneam și faptul că fiind o sărbătoare a Coranului, în perioada Ramadanului, după rugăciunea, ultima rugăciune din zi, care se numește Aisha, au loc o serie de rugăciuni, mă rog, formate din mai multe unități, pentru că rugăciunea în islam e formată din una sau mai multe unități, ele se numesc rakat. Speciale care se țin aceste rugăciuni numai în perioada Ramadanului și care se numesc tarawih. Ce se întâmplă? În fiecare zi se citește o parte din Coran.
Coranul, din punctul acesta de vedere, este format din 30 de unități, sau mai bine spus, el este împărțit în 30 de unități, în 30 de juz. În fiecare seară, la rugăciunile Tarawih, se face lectură coranică cu juzul din ziua respectivă, cantitatea de versete din ziua respectivă. În felul acesta, în toată perioada Ramadan, toată perioada postului, se citește tot Coranul. Deci este o dată în an, ai tot Coranul într-un mod cât se poate de apropiat de acțiunea ta de devoțională față de Dumnezeu. Nu? Sunt importante și datele care sunt cuprinse în luna de Ramadan. De exemplu, în 6 Ramadan este nașterea nepotului profetului, a lui Husain, fiul lui Ali și al Fatimei. Ali este cel de-al patrulea calif ortodox, calif Rashidun, iar Fatima este fata profetului. Ali era și văr al profetului și soțul Fatimei. Pe 10 Ramadan este moartea Hadijei, prima soție a profetului Muhammad și primul musulman, cum am mai spus, și cea care este considerată întotdeauna ca un model al mamei drept credincioșilor. Pe 17 Ramadan se comemorează bătălia de la Badr, una din bătăliile foarte importante duse de islam în perioada de început. După aceea, 19 Ramadan este cucerirea Mecăi, că așa cum știm, calendarul musulman este și numit calendar, când vorbim de date, spunem de la Hegira, adică de la fuga profetului Muhammad, părăsirea Mecăi și mutarea la Medina, datorită faptului că tocmai tribul Curaișit, din care făcea parte profetul Muhammad, era cel care îl vrea să-l prindă și să-l ucidă, pentru că era noua credință. Nu intru în detalii acum, dar lucrurile se știu. Totdeauna când apare anul islamic, apare și un haș lângă el care înseamnă de la Hegirah, adică de la fuga de la Mecca la Medina. Pe 21 Ramadan este comemorat asasinarea califului Ali, cel de-al patrulea calif Rashidun, iar pe 22 Ramadan, a doua zi, este nașterea califului Ali. În sfârșit, ultima din sărbătoare este acest Lailat al-Qadr, care are rugăciuni speciale, care are, ce să spun, semnificația atât de importantă pentru întreaga tradiție islamică. Toată perioada Ramadanului, toată această perioadă Ramadanului se termină cu 3 zile de sărbătoare, care se numesc Bayram. Din tradiția islamică turcă, nu sunt cele 3 zile de Bayram după ce s-a terminat Ramadanul. De asta se spune în popor, faci Bayram dacă ai avut Ramadan. Dacă ai avut Ramadan, nu poți să faci. Ce se întâmplă dacă nu poți să ții într-una din zile? Pentru că am spus că Ramadanul împreună cu pelerinajul la Mecca sunt în funcție, se oficiază în funcție de starea individului, care poate să-i permită, poate să nu-i permită. Nu? În privința Ramadanului, dacă se întrerupe, trebuie, dacă ești obligat să întrerupi Ramadanul, trebuie să existe un motiv pentru care îl întrerupi. Nu pentru faptul că te-ai plictisit, nici pentru faptul că, mă rog, e o cauză oarecare, nu? Ai un motiv ca să-l întrerupi Ramadanul. Ziua respectivă de post se recuperează. Ea se recuperează până la următorul Ramadan. Se contabilizează, sigur, se notează. Este interesant și alt lucru, că după ce trece luna de Ramadan, următoarea lună, a 10-a luna e calendarului islamic, sau luna de Shawwal, în Shawwal sunt recomandate 6 zile de post, care se pot ține la rând sau se pot ține separat, asta nu contează, este ca un fel de rememorare, adică să nu uităm prea repede ceea ce am cucerit în timpul, sau ceea ce am acumulat în timpul Ramadanului. Mai este important încă un lucru, că chiar la sfârșitul Ramadanului are loc acea danie specială sau pomană făcută specială pentru Ramadan, care se numește Zakat al-Fitr, și care marchează sfârșitul postului printr-un act de generozitate.
Actele de generozitate în islam sunt extrem de importante, foarte importante, pentru că trebuie să fie o recunoaștere a generozității și a tot milostivirii lui Dumnezeu. Și există aceasta, dacă vă mai aduceți aminte, că noi am mai amintit acest lucru până la urmă, de mai multe ori, există o comunicare continuă, există o reciprocitate între om și Dumnezeu. Noi nu facem decât să înapoiem lui Dumnezeu tot ceea ce El revarsă asupra noastră ca o binefacere. Să știți, în binefaceri intră în primul rând cei cinci piloni pe care am amintit. Adică rugăciunile pe care le facem, postul, sunt binefaceri de la Dumnezeu, nu sunt niște chinuri inutile. Ele sunt niște binefaceri de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te învață prin ele cum anume tu să-ți împlinești ființa, ca om, natura, fitrahul, natura ta umană, cu rostul ei, cu, mă rog, începutul și finalitatea ei și așa mai departe. Prin urmare, ultimele trei zile, care sunt primele trei zile, pardon, după post, care se numesc Eid al-Fitr, sunt trei zile de sărbătoare. Fac și o mică precizare, n-ai voie să postești sau n-ai voie să recuperezi în aceste trei zile. Tu trebuie să te bucuri împreună cu toată comunitatea de această lună de binefacere prin care tu, în mod normal, ai crescut spiritual, te-ai sporit duhovnicește, cum am spune noi creștinii, nu? Am sporit duhovnicește în această perioadă. Este foarte important postul. Este la fel de important cum este în toată tradiția și în celelalte două tradiții abrahamice. Este un gest fundamental care leagă și care este, cum să spun eu, leagă pe toți membrii comunității într-un, chiar prin gesturi exterioare. De exemplu, sunt locuri în lumea islamului unde seara când se face iftar, ruperea postului, mesele sunt așezate pe stradă. Toată lumea trebuie să... Dacă ești la tine acasă, ești obligat să ieși în stradă să vezi dacă nu trece cineva care trebuie să rupă postul și să-l aduci, să-l inviți la tine ca să faceți împreună. Este un moment de fraternitate în fiecare zi, pentru că trebuie unite toate aceste sacrificii individuale pe care le facem într-o rugăciune continuă. Să ne aducem aminte ce se spune despre izihaz, nu? Că este o rugăciune până la urmă, postul, și postul este la fel, este o rugăciune fizică. Este o rugăciune corporală, nu? Până la urmă. Este important aspectul acesta comun. Pe lângă, sigur, și alte lucruri, se mai postește postul în general, în toată tradiția abrahamică și peste tot, are niște grade. Este un post al minții, este un post al sufletului, este un post al gurii, este un post al trupului. Deci, cu toată ființa ta, nu, dai la o parte tot ceea ce nu este, sau excluzi tot ceea ce nu este Dumnezeu și nu aduce de Dumnezeu. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea. De data aceasta am vorbit despre semnificația postului în tradiția islamică, despre Ramadan, pornind de la o carte superbă publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, Misticii Islamului, de Reinhold Nicholson, carte pe care vă o recomandăm cu mult drag. Îi mulțumim din suflet domnului profesor Teodoru Ghiondea pentru informațiile extrem de prețioase și pentru, aș spune eu, această incursiune, călătorie spirituală și despre semnificația postului atât în tradiția creștin-ortodoxă în episodul trecut, dar iată în acest episod, și despre semnificația postului Ramadan în tradiția islamică. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!